După câțiva ani fuși și continuă să călătorească. Durerea, războiul, anxietatea, toate l-au făcut un om mai puternic și mai bun, atât de mult încât nu poate renunța. În oraș, un bărbat urmărește un băiat până ce îl îngroapă pe tatăl său. Ei lasă o floare lângă mormânt, iar el îl mângâie pe băiat și el pleacă. În timp ce se întorc cu spate la mormânt, mortul se ridică ca un strigoi. Animalul strigoi cu rădăcini numite ciocănitori atacă orașul și toată lumea fuge. Demonul ucide un bărbat, iar când o domnișoară Tonari își dă seama că ceva nu este în regulă, ea iese. Bătuitorul merge să atace doi copii mici din zonă și încearcă să-i omoare cu rădăcinile. Tonari merge acolo și frânează rădăcina. Ea sar la ciocăritor și-și folosește sabia pentru a-i scoate inima. La apă, Fu și stă singur, fără să știe ce ar trebui să facă exact. El stă lângă malul apei, fumând și mâncându-și carnea. S-a săturat de toată situația. Îl întreabă pe umbra neagră cu care lucrează când ajunge pe acea insulă. Umbra îi spune că au trecut vreo 40 de ani. El întreabă ce naiba a făcut timp de 40 de ani și creația neagră amintește de sarcina lui. El îi spune că a fost însărcinat să aibă grijă de toată creația și să le păstreze. Deși își cunoaște misiunea, s-a săturat de misiuni fără sfârșit. Îl întreabă pe umbra neagră când va termina sarcina, iar umbra neagră sugerează că atunci când poate crea oceanul de unul singur. El aduce în mână un vas cu apă din imaginația sa și arată umbra neagră. Umbra neagră îi spune că are nevoie de conștientizare. Nu este doar de capacitatea de a crea apa, ci și conștientizarea că este într-adevăr ai lui. El aruncă furios apa și castronul, spunându-i umbrei negre că îi va lua ani de zile să realizeze asta. Scoate o budincă și începe să o coase pentru a-și vindeca plictiseala. Umbra neagră îl întreabă dacă are bani. Deși nu neagă acea acuzație, spune umbrei negre că s-a plictisit, așa că umbra neagră sfătuiește să se întoarcă la apă și să se împrietenească cu oamenii lui de acolo. Refuză. Îi spune umbrei negre să se oprească și îi spune despre ultima dată când a încercat. S-a terminat prost. Comentează aici dacă pur și simplu ăsta nu poate să mănânce și măcar pește. Și ultima dată când încearcă să se revolte împotriva ei, ceva se întâmplă. Face o plimbare din mâini. Acolo unde o femeie mai în vârstă îl întreabă care este visul lui. Femeia îl întreabă dacă vrea să facă tot ce vrea să facă așa cum a făcut ea. El cere să vrea să-și trăiască viața ca un pește. În acest fel nu va mai vedea niciun om. El decide să se transforme într-un crab și când umbra lui neagră vede ce a devenit, îi spune că e în regulă. Și astfel va putea obține ceea ce nu a putut obține când era om. În timp ce vorbește cu umbra neagră, apa începe să-l măture. El observă că ochii se închid și își amintește că crabii nu au ochi. Pe măsură ce încetea să mai fie om, memoria lui umană devine neclară. În apă, el ia mai multe forme și se transformă în orice pește care îl înghite. Potrivit umbrei negre, l-a călătorit în apă timp de peste 2 ani. De-a lungul timpului, el devine prieten cu un anumit pește, iar aceștia devin prieteni. Din moment ce și-a pierdut memoria ca om, nu are la ce să se gândească prea mult, dar locurile pe care le are au fost gata, pentru că mâncarea pe care o iubește îl privește de iubire. De asemenea, ca și crab, trebuie să fie vigilent. Cu toate acestea, el știe că dacă prietenul pește pe care l-are îl părăsește, se va plixi din nou. Așa cum se gândește la asta, peștele abandonează. În timp ce se luptă cu realizarea, acesta decide să reducă pe malul mării. Deschide ochii pentru prima dată în 2 ani și vede umbra neagră din fața lui. Gâfie surprins, iar umbra neagră îi spune că ciocăniturile sunt prin preajmă. În acel moment își amintește de lupta cu Pioranul împotriva ciocănitorii. Își amintește cum a început să lupte împotriva ciocănitorilor folosind diferite forme ale corpului și o săgeată care exploda, care părea cea mai bună armă a lui. În timpul luptei, ciocănitorii se înfășoară în jurul lui și îl aruncă bombele din explozie cu săgeți. După ce au ucis ciocănitoarele, se va simți vinovat când le va vedea inimile. Urăște ideea de a-și trăi viața bazată pe moartea altora. Cu acestea nu a putut lăsa pe alții să moară din cauza lui. Din de peste 40 de ani, ciocăritorii au tot venit după el. S-a luptat cu ei, i-a învins și a tot mâncat. Au trecut peste 40 de ani și se întreabă cum au ajuns oamenii lui să facă orașul. Se gândește la ei și se întreabă dacă sunt bine, în timp ce respinge posibilitatea că ar putea fi morți. În timp ce se bălăcește în propriile gânduri, umbra neagră vine să-l aducă înapoi din ea. El îi spune că ciocăritorii sunt într-un sat vecin și ucid oameni. Faptul lor ar putea fi o amenințare de a-l aduce afară sau poate fi și o momeală pentru a-l găsi. Fu și urăște ideea ca cineva să moară în locul lui, așa că îi spune grăbit umbrei negre că ar trebui să plece în sat acum, iar umbra neagră îl va lua peste o lună pentru a ajunge acolo și a ajunge în acel oraș. A merge în acel oraș va însemna de fapt să se îndrăgostească de momeala ciocăritoare pentru a-l scoate afară. Fu și refuză să lase oamenii să moară din cauza lui, dar umbra neagră îl informează că oamenii au murit și mor, iar înainte de a ajunge în oraș, oamenii vor muri, așa că nu ar trebui să cadă în capcană. Insistă să meargă și în timp ce își împachetează, primește un vizitator. Este o fetiță de 9 ani cu vreo 2 paznici în spate. Ea îi strigă numele, iar el se întreabă cine este ea, de parcă ar putea citi gândurile. Ea se prezintă și spune că este Hisami, nepoata lui Hayase. Se uită la fata care îi spune că a fost desemnată să-l găsească și să-i ofere siguranță. În timp ce el este pe cale să vorbească, fata vine să-l îmbrățișeze. Ea spune că l-a căutat deoarece și-a dat seama că bunica ei îi era datoare. Îl întreabă despre Hayase, iar Hisami spune că Hayase a murit înainte să se nască ea. Fu și râde de bucurie, contrar a ceea ce a citit Hisami despre el și iubește viața umană. Spune că Hisami
Sami potrivit biografiei bunicii, iar Fushi iubește viața umană. Deci, de ce râde de moartea bunicului ei? Elon întreabă dacă a citit în biografie că Hayase i-a ucis pe doi dintre prietenii săi apropiați. În apărare, ea spune că moartea este necesară. Ea îl numește un act de adecvare. Gâfie la cuvintele potrivite și se întreabă dacă există vreo moarte potrivită. O întreabă câți ani are și când spune că are 9 ani, el își dă seama că este încă tânără și probabil că a fost spălată pe creier de către adulți. El îi spune că nu știe nimic și râde. Ea nu ia cuvintele ca pe o insultă, ci în schimb răspunde că nu are nevoie să știe așa ceva. Ea ar putea să învețe totul, să știe ce este bine și ce este rău, să știe mai multe despre dragoste și probabil să-l cunoască. El îi spune că are unde să meargă și că ar trebui să plece, dar ea insistă că îl va urma. Ea spune că este tutorele lui și că ar trebui să aducă bătăliile lui pentru el. El îi refuză oferta, dar când ea continuă să insiste, el îi permite, dar îi spune să nu-l sune când ciocănitoarele oprind. Ea se duce grăbită la țintă, dar el o împinge, spunându-i să fie cel puțin 5 km distanță de el. O dintre gardinii o sprijină în timp ce încep călătoria. Opresc într-o noapte și în timp ce gardinii se gătesc, îi oferă mâncare. El refuză să-l ia și spune lui Hisami că are mâncarea lui. El îi arată carnea de ciocănitoare pe care o mănâncă și a țipă de dezgust, cerându-i să mănânce mâncarea adevărată. Se îndepărtează de ea. De-a lungul timpului ea continuă să se ofere să-l ajute cu lucruri minore, cum ar fi curățarea spatelui, spălarea părului și multe altele. El refuză toate ofertele ei deoarece încă este frică de ea. Într-o noapte, el este deja mai aproape de sat. Ciocănitoarele sunt și ele și ajunge la concluzia că merge să atace ciocănitoarele imediat. Ei vor ieși în masă atunci când el decide să se folosească de Hisami și echipajul lui pentru a ia de mini afară. Este de acord că deși Hisami este nepoata lui Hayase, iar Hisami nu pare a fi o amenințare. Își scoate hainele și doarme. În timp ce el doarme, Hisami vine să doarmă lângă el. În timp ce încearcă să-l atingă, mâinile ei scot rădăcinile ciocănitoarelor și încep să se umfle și să se întindă. Acest lucru o trezește pe Fushi și își dă seama că este o ciocănitoare. Umbra neagră vine la el și îi spune că Hisami este unul dintre planurile ciocănitoarelor împotriva lui. El decide că o va ucide imediat scoțând sabia și spune că trebuie să taie mâinile, dar ea îl imploră astfel că spune că ciocănitoarea a fost moșnită de mama ei de la bunica ei, Hayase, și tot ea a primit-o de la mama ei. Îi spune lui Fushi că o poate controla și devine doar îngrijorată că își folosește mâinile pentru a calma ciocănitoarea. Apoi mărturisește că ea este reîncarnarea lui Hayase. Ei spune lui Fushi asta înaintea bunicei ei, care i-a spus că mama ei se va întoarce ca fică, deci ea este reîncarnarea lui Hayase. Ea își cere scuze pentru faptă și se duce la culcare. Fushi își continuă călătoria cu umbra neagră, care îi spune că se va confrunta mereu cu ea dacă nu o ucide și spune că va fi despre fii. Fii este voința care continuă din vas în vas. Un transportator moare ca un vas va trece mai departe, dar pentru Hayase fiul ei puternic refuză să treacă mai departe, deci găsește o altă navă. Figurile de umbră neagră, care este ceva legat de în neregulă cu Fushi când îl întreabă ce crede, iar Fushi spune că se simte rău pentru că nu Hisami a fost cel care și-a ucis prietenii. Cu acestea nu o place și se simte inconfortabil în preajma ei. El susține că este nedrept pentru o persoană să aibă atâta ură pentru o fetiță de 9 ani. Umbra neagră îi spune că este normal și este doar un mecanism de apărare pe care oamenii îl construiesc ori de câte ori au avut multe probleme. Îi spune lui Fushi că dacă vrea să se întoarcă și să se apropie de Hisami, trebuie să o facă pas cu pas, să o cunoască mai întâi. Așa că a doua zi dimineață, Hisami îl caută în jur și în cele din urmă îl găsește lângă mare. Ea a fost îngrijorat de el, așa că ei poruncește să nu mai fugă. Ea îl întâlnește, iar el îi spune că a încercat să pregătească barca pentru ca ei să facă și să ajungă mai devreme în oraș. El îi cere să intre în barcă, iar ea o face fericită. Îl împinge prin barcă și îi vorbesc. În barcă, Hisami culege pește pentru a-l mânca. El respinge mâncarea și o sfătuiește să găsească un medic care să-i scoată ciocănitoarea din mâini. El spune că este prea tânără pentru a avea pe cineva care să o controleze. În cele din urmă, ajung în orașul controlat de ciocănitori, în timp ce Fushi se uită în jur și se întreabă cum s-ar lupta cu ciocănitoarele fără a cere mai multă atenție. Hisami vine la el, parcă ar putea citi gândurile. El o întreabă dacă ar dori ca ea să meargă să caute mai întâi orașul și să-i aducă feedback. Exact asta își dorește, așa că îi permite să plece. În timp ce ea se află în oraș, doi doctori vin la Fushi. Ei îl recunosc ca nemuritor cu părul alb și spun că au crezut că ciocănitoarele îl căutau mereu. Se întreabă de unde îl cunosc și spun că o fată tânără care se numește Guardian a mers prin toată țara răspândindu-și veștile și obținerea de noi adepți. Femeia doctor se duce la urechi și spune să nu cadă în capcanul lui Hisami deoarece vrea să-l controleze. Hisami sosește cam în aceeași oră, iar ea se apără. Ea îi raportează lui Fushi excursia și spune că oamenii le-au cerut să petreacă noaptea în acel oraș. Cei medici se oferă să rămână cu, iar toți intră în oraș. În timpul cinei, doctorița continuă să se certe cu Hisami despre motivul ei pentru a-l ajuta pe Fushi. După multe certuri, doctorița câștigă argumentul întrebându-l pe Hisami de ce nu are un adult în preajma ei. Fushi intervine și le spune că nu este interesat de conversație. Totuși, el spune că dacă sunt medici, ar trebui să-l ajute să scoată ciocăritoarea de pe mâinile lui Hisami, dar ea refuză. Hisami întreabă dacă ar avea ceva de băut, iar ea le cere gardienilor
să pregătească una. Când ea aduce băutura și îi beau, doctorița o întreabă pe Fushi dacă cunoaște liliacul argintiu. Ea spune că liliacul de argint este o băutură otrăvitoare despre care se zvonește că ucide pe oricine o bea. Drept urmare, ea primește mai multe porții din băutură și continuă să o bea. După prima încercare, a simțit că vrea să moară. Pentru al doilea, ea a simțit la fel. O face în mod repetat și nu mai simte orice după ce l-a băut. Ea spune că motivul faptelor ei este că a fost otrăvită mult și nu se teme de o travă. În acest moment, doctorul și Fushi se prăbușesc, ceea ce înseamnă că există o travă în băutură. Îi cer lui Hisami o altă otravă pentru o versiune mai puternică, iar Hisami mai dă o ceașcă. Își dă seama ce otravă este și o bea, știind că este un risc. În acest moment, Hisami își dă seama cine este ea. Ea este Tonari, una dintre foștii prieteni lui Fushi. Tonari își scoate la iveală legendara bufniță. Ca Hisami vede bufnița și confirmă suspiciunea că este Tonari din Yonanda. Ea o întreabă pe Tonari ce caută acolo și reamintește că a fost alungată pe insula Yonanda, dar Tonari spune că a făcut-o și că trebuie terminată. Ea spune că a întâlnit mai mulți tutori la Yonanda, dar nu-i pasă de ei. Dar de moment ce Hisami este un susținător al ciocănitoare, atunci Hisami este o amenințare pentru Fushi și pentru ea însăși, așa că trebuie să-i taie mâna lui Hisami. Hisami refuză. Ea protestează că ciocănitoare este una prietenoasă și nu face nimic nimănui. Ciocănitoare din mâna lui Hisami o atacă pe Tonari și o mușcă. Îl înjunghe pe Hisami înainte de a se prăbuși, dar își dă seama că ciocănitoare a mâncat adânc în ea, iar corpul i-a creat rădăcini, așa că nu o poate tăia. Ea încearcă să-l trezească pe Fushi înainte de a se prăbuși. Între timp, ciocănitoare din mâna lui Hisami o trage în afara clădirii. Fushi se trezește la un spital a doua zi. Îl vede pe conducătorul satului, având grijă de el, și îl întreabă pe lider ce s-a întâmplat. Bărbatul îl duce într-o cameră cu Tonari și medicul de gen masculin, Sandel. El îl întreabă ce a mers prost, iar Sandel îi spune că după ce a leșinat-o atunci cu o seară, ciocănitorul din mâinile lui Hisami l-a atacat pe Tonari, iar ciocănitorul l-a târât pe Hisami departe. Se strică când aude că nu a reușit să o protejeze pe doamnă, deoarece nici măcar nu știe că este Tonari. El întreabă ce poate face pentru a ajuta și îl vede pe Sandel dându-lui Tonari alcool. El întreabă de ce dau alcool unei persoane bolnave, iar Sandel îi răspunde: Tonari va muri, așa că vrea să curețe sângele ciocănitoare, astfel încât ea să nu se transforme într-o ciocănitoare de strigoi. Tonari spune lui Fushi că dacă într-adevăr vrea să o facă mai bună, atunci ar trebui să stea cu ea și să vorbească cu ea. El întreabă unde a fost și întreabă dacă a fost singur pe o insulă singuratică. Când îl întreabă de ce, el spune că este pentru că și-a dat seama că atunci când se amestecă cu oamenii, este dor de ea după ce aceștia mor și doare mai mult să știe că nu poate proteja oamenii pe care îi întâlnește. Ei spune că nu trebuie să se izoleze și că el va găsi în cele din urmă oameni care înțeleg cât de prietenie pot fi cu el. Ca dorința de moartea lui Tonari, ei cere să-i spună și să schimbe imaginea oamenilor cu care s-a întâlnit. El ezită inițial, dar din moment ce este o dorință de moarte, se conformează. Se schimbă la imaginea primei persoane pe care o întâlnește, care spune că nu-i știe numele. Apoi întâlnește mai târziu o doamnă pe nume Marge, care îl iubește și are grijă de el. Marge a fost aproape de Paoni, iar Paoni a devenit și prieten, dar Hayase i-a ucis. Mai târziu l-a cunoscut pe Gugu, apoi pe Buzer, apoi pe Rian. Când a ajuns la Yonanda, a cunoscut un bărbat puternic pe nume Nando, care și-a sacrificat viața pentru a muri pentru fratele său. Drept urmare, a decis să rămână la Yonanda pentru a lupta cu ciocănitorii, unde a întâlnit mai multe persoane care împărtășeau același scop ca el, precum Oroi, Mai, Sandel și Tonari. Cu toate acestea, atunci când el este aproape să se schimbe la marginea lui Sandel și Tonari, el află că este imposibil, iar ei sunt în viață. Tonari îl întreabă ce crede despre Tonari pe care îi cunoaște și spune cuvinte bune despre ea. Ea spune că ar trebui să învețe să celebreze oamenii când sunt în viață și să declare pe Tonari mort. Îi cer lui Fushi să se roage, asigurându-se de că folosește corpul lui Tonari atunci când vrea să lupte, deoarece Tonari și-a întrebat corpul să fie rezistent la o travă din cauza lui. Îi cer lui Sandal numele și cine sunt, dar Sandal refuză să-i spună, iar Sandal pleacă plângându-și prietenul și îl întreabă dacă Tonari acum este mulțumit de ceea ce a făcut. Lângă un munte, Fushi stă și se gândește la cei doi prieteni ai săi. Se schimbă în Tonari și își găsește curtea în spatele ei. Scoate cartea, dar nu o poate folosi. Îi scoate mânușa de pe mâinile lui Tonari și vede semnul pentru a deschide cartea. Își dă seama că este Tonari și își amintește de vechile amintiri pe care le-a împărtășit cu ea. În timp ce rătăcește amintirile sale, umbra neagră vine întâmpinarea lui, purtând vești bune. El spune că vestea bună este că Knuckles atacă două orașe. Fushi întreabă de ce sunt vești bune, iar umbra neagră spune că acum nu se va putea ascunde din nou, pentru că indiferent de unde s-ar afla, ciocănitorii vor ataca întotdeauna. Hisami vine la el. Ea plânge și întreabă dacă nu a făcut nimic rău și spune că și-a pierdut toate amintirile despre ceea ce s-a întâmplat cu o zi înainte. El o informează că dacă vrea să supraviețuiască, trebuie să scoată ciocănitoarea din mâini. El se schimbă în forma lui Tonari și încearcă să-i taie mâinile, dar ea îi spune că mai are lucruri de făcut, așa că îl va lăsa în pace. Ei petrec noaptea împreună, unde ea îi anunță că bunica ei are o dorință, și anume ca el să fie fecundată, iar mama ei a spus că ar putea rămâne însărcinată doar dacă dorm împreună. S-au stins unul lângă altul noaptea aceea, dar Fushi refuză să doarmă pentru că nu vrea ca ea să aibă copilul lui. A doua zi, el duce pe Hisami la gardieni, iar umbra neagră îl întâlnește și îl sfătuiește să se întoarcă în oraș. Se duce în oraș și mănâncă o mâncare nouă. Refuză să rămână înăuntru orașului pentru mai mult de două zile, astfel încât ciocănitorii să nu atace. Dar în ceea ce este fapt, ei continuă să atace. Ei atacă diferite jurisdicții
existe și nu există nicio modalitate de a le putea lupta singuri. El speră că dacă și-ar putea face prieteni, atunci ei se pot lupta împreună, dar nu își pot face prieteni că el și s-au tot gândit că vor muri. În călătoria sa, el întâlnește mai multe generații de lideri gardieni, descendența lui Hayase, și confirmă că Hisami nu a avut loc cu copilul său. Fiecare generație de Hisami tinde să se atașeze de el, dar ori de câte ori se schimbă forma lui Tonari, fuge. Gardienii încep să prea țări pentru a ajuta să lupte împotriva ciocănitorilor, iar fiecare oraș are o rezistență puternică la ciocănitori. Primește vești de la Umbra lui Neagră că au apărut aproximativ 10 ciocănitori. În aceeași zi primește o vizită din partea generației de lideri gardieni. Să vezi, și va fi un bărbat care se prezintă ca și Kahaku.